acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără asemănare decât serafimii, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Încă de la primele ore ale dimineții, miile de pelerini au umplut aproape până la refuz curtea mănăstirii Putna. Aceștia au fost prezenți atât la hramul de sărbătoare a dormirii Maicii Domnului, dar și la serbarea de la Putna, eveniment care a marcat împlinirea a 150 de ani de la Marea Serbare de la Putna din 1871. Sfânta liturghie a fost oficiată de Patriarhul României, Preafericitul Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi. Fericirea voastră, prea fericite Părinte Patriar, vă rugăm să ne permiteți ca în continuare, la propunerea Părintelui Arhimandrit Melchisedec, stare și exar al mănăstirilor, să conferim câteva distincții celor care s-au implicat nu doar în organizarea serbărilor de la mănăstirea Putna, ci și în lucrarea bisericii. De aceea, vă rog să-mi permiteți să mă ajute cei doi părinți, Părintele Consilier Cultural și Părintele Exar Cultural, cu rugămintea ca cei care vă auziți numele să veniți și să primiți distincțiile în discuție. Poftiți! Se oferă Ordinul Crucea Bucovinei pentru clerici. Noi, calinic prin Harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, învestit fiind de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu responsabilitatea apostolic-episcopală în Ținutul Sucevei, luând aminte la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune: preoții care își țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul și învățătura, văzând lucrarea virtuoasă într-o apărarea și slujirea dreptei credințe, precum și într-o cultivarea și promovarea valorilor neamului strămoșesc și înțelegând importanța pe care această lucrare o are în sânul comunității creștine, conferim cu părintească dragoste crucea Bucovinei
pentru remarcabila activitate dedicată bisericii și comunității. Ordinul Crucea Bucovinei pentru clerici se acordă părintelui Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna și exarh al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Preotului Vasile Covalciuc, protopop de Strojeneț, regiunea Cernăuți. Preotului Vasile Pavlenco de la Crasna, regiunea Cernăuți, și preotului Vasile Gavrilă de la Paraclisul Universitar Sfântul Nicolae, București. Același ordin Crucea Bucovinei pentru Miren se acordă domnului academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Domnului Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. Domnului profesor Ștefan Gorovei de la Iași. Doamnei academician Alexandrina Cernov de la Cernăuți. Domnului academician Alexandru Zub de la Iași. Domnului Ion Lungu, primarul municipiului Suceava. Domnului Sorin Vornicu de la București. Domnului Valentin Săftoiu de la București. Și domnului Andrei Batereanu, președintele Asociației Obștești, Ștefan cel Mare și Sfânt, Chișinău, Republica Moldova. Ordinul Mușatinii se acordă următorilor. Noi, calinic prin Harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, învestit fiind de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu responsabilitate apostolic-episcopală în Ținutul Sucevei, conferim cu părintească dragoste Ordinul Mușatinii celor care se străduiesc în slujirea semenilor, urmând domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și de neam. Domnului Bogdan Gheorghiu, ministru culturii. Domnului profesor Nicolae Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. Domnului Cristinel Silviu Crețu, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. Doamnei Irina Vasilciuc, administratorul public al județului Suceava. Domnului colonel Romeu Aurelian Popovici, comandant al Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare, Câmpul Lung Moldovenesc. Domnului Gheorghe Coroamă, primarul Comunei Putna. Și domnului Gheorghe Schipor, consilier al orașului Vicovu de Sus. Urmează ordinul Sfântul Ierarh Iacob Putneanul. Noi, calinic prin Harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, învestit fiind de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu responsabilitatea apostolic-episcopală în Ținutul Sucevei, luând aminte la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care îndeamnă să ne arătăm pilde de fapte bune, dovedind în învățătură neschimbare, cuviință, cuvânt sănătos și fără prihană, dar și care întărește că vrednic este lucrătorul de plata sa, în semn de recunoștință pentru bogată activitate pastoral-misionară și cultural-editorială, conferim cu părintească dragoste
Ordinul Sfântul Ierarh Iacob Putnianul, întrucât au urmat exemplul Sfântului Ierarh Iacob Putnianul, strălucit dascăl și întemeitor de școli, de numele căruia se leagă tipărirea primului abecedar românesc și tipărirea în limba română a cărților de cult și a altor lucrări ziditoare de suflet, neobosit păstor duhovnicesc și apărător al credinței, care și-a asumat ca misiune și ajutorarea culturală și spirituală a creștinilor ortodoxi români din interiorul Arcului Carpatic. Binecuvântat să fie toți cei care doresc aproape lui lor șansa unei educații ziditoare, a continuității cultural-lingvistice și a echității sociale. Ordinul Sfântului Ierarh Iacob Putnianul pentru clerici se acordă părintelui protosinghel Pavel Niga, egumen și iconar Mănăstirea Putna. Părintelui protosinghel Dosoftei Dijmărescu, ghid al Mănăstirii Putna și exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Părintelui arhimandrit Andrei Cotruță, de la Mănăstirea Sfintele Femei Mironosițe Marta și Maria din Republica Moldova, și părintelui diacon Ioan Scutaru, șeful Direcției Generale pentru Educație, Raiolul Ialoven, Republica Moldova. Ordinul Sfântul Ierarh Iacob Putnianul pentru mireni se acordă doamnei profesor Teodora Stanciu, președintele Fundației Credință și Creație, academician Zoe Dumitrescu Bușulenca, Maica Benedicta. Domnului profesor universitar Adriana lui Gheorghe. Domnului profesor universitar Constantin Flondor. Domnului Vasile Sorin Filip, managerul Centrului Cultural Bucovina. Domnului Constantin Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei. Domnului profesor Angelo Cătălin Bărbuță, directorul Liceului Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus. Domnului Ciprian Florentin Crețan, directorul Școlii Gimnaziale Mitropolit Iacob Putnianul de aici, de la Putna. Domnului profesor Vasile Schipor, profesor de religie la Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus. Domnului Marin German, președinte al Centrului Media Book Press Cernăuți. Și domnului Emanuel Buta, secretarul manifestărilor aniversare, serbarea de la Putna 150, continuitatea unui ideal. Părintele Patriarh a oferit Mănăstirii Putna mai multe daruri, dintre care cel mai important un sfânt potir și un sfânt disc. Deci acum dorim să oferim Sfintei Mănăstiri Putna cu ocazia hramului, dar și în mod deosebit cu ocazia acestui eveniment semnificativ, spiritual și național, și anume 150 de ani, continuitatea unui ideal. De la 150 de ani, de la serbarea din 1871 de la Putna, și ne-am gândit că acest dar să fie unul care exprimă comuniunea românească în Iisus Hristos prin rugăciunile Maicii Domnului, care este ocrotitoarea grădinii sale. În secolul al XV-lea, când unii călugări voiau să plece de la Bisericani, din județul Neamț, la muntele Athos, zicând că acolo este grădina Maicii Domnului,
Maica Domnului s-a arătat într-un stejar care a dăinuit până nu de mult și a zis: și aici este grădina mea, rămâneți în mănăstire. Și de atunci se spune că România este grădina Maicii Domnului. Și într-adevăr, prin multele mănăstiri, biserici, prin credința poporului, este țara noastră grădina. Profesorul Ioan Aurel, președintele Academiei Române, a participat la sărbarea de la Putna, continuitatea unui ideal. El a explicat de ce Sfântul Ștefan cel Mare a inspirat idealul de unitate națională a tinerilor români din 1871. Nu se putea o ocazie mai bună pentru cei care au gândit viitorul acum 150 de ani, e vorba de viitorul poporului nostru, decât această zi de adormirea Maicii Domnului din viața trecătoare pământească și de trecerea ei în viața eternă. Era ca o metaforă pentru națiunea noastră, adormită și necăjită, care trebuia să intre prin marile fapte ale marilor oameni de atunci în eternitate. Evenimentele de la Putna de acum 150 de ani găseau poporul român, cel mai numeros popor din sud-estul Europei, risipit în mai multe țări. Din fericire, nucleul său, dar nu și cea mai mare parte a acestui popor, era concentrat începând cu anul 1859 în România, formată pe atunci doar din Oltenia, Muntenia, Moldova dintre Carpați și Prut și din Bugeac, cele trei județe din sudul Basarabiei. Cea mai mare parte a pământului nostru și a poporului român se afla sub stăpânirea imperiilor vecine. Dobrogea era sub otomani, Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul și Bucovina erau sub austro-ungari,